Claudia Dănău, biolog la administrația Parcul Național Retezat, a surprins doi adorabili căpriori în timp ce se aventurează în habitatele acvatice din Parcul Național Retezat. Da, ați auzit bine, căpriori care nuată. Și nu oriunde, ci în lacul Gura Apelor, unul dintre cele mai adânci și primejdioase lacuri din România. Ne-am gândit să vă împărtășim această bucurie și să ne minunăm împreună de acești notători neconvenționali. Doi căpriori, o femelă și puiul ei, au fost filmați în timp ce traversau lacul de acumulare Gura Apelor, unul dintre cele mai adânci și primejdioase din România. Scena pare ieșită din comun, în Retezat, fiind obișnuiți să admirăm caprele negre doar pe crestele munților. Imaginile video publicate de biologul Claudia Dănău de la Administrația Parcului Național Retezat arată că cele două animale sălbatice pot face față și altor provocări sau poate curiozități. Biologul mai spune pe pagina sa de socializare că și cerbii au fost văzuți trecând în not lacul din inima munților Retezat. Parcul Național Retezat este supranumit Tărâmul cu ochi albaștri, datorită celor 80 de lacuri glaciare, dintre care 54 permanente.